Începem astăzi o serie nouă intitulată Cuvântul întrupat și viața veșnică și inspirată din Evanghelia după Ioan. După cum știți, săptămâna trecută am terminat studiul la Evanghelia după Luca. Slavă Domnului că ne-a ajutat, cred că a fost de folos. Mulți oameni au putut să cunoască Evanghelia, să-L cunoască pe Domnul Iisus, atât aici în București, cât și în țară, în afara țării. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru că am avut înștiințări de faptul că sunt oameni care s-au întors la Dumnezeu. Acesta e și scopul, dragii mei, să vestim Evanghelia pentru ca oamenii să asculte această veste bună, să-și dea seama că au trăit în întuneric, să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea celui rău la Dumnezeu. De aceea mergem și cu Evanghelia după Ioan, care este puțin mai, să spunem, dificil de înțeles, totuși este de folos pentru sufletele noastre. Vom privi succint fiecare capitol în parte. Nu este vorba de un studiu foarte detaliat, ci doar de a privi în fiecare dintre aceste capitole pentru a vedea ce vrea să ne transmită Domnul astăzi. Dragii mei, acesta este un cuvânt viu, el continuă să ne vorbească astăzi, cu atât mai mult cu cât ne apropiem de ziua revenirii Domnului. De aceea noi trebuie să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Și Evanghelia după Ioan este o carte de care cu siguranță avem nevoie în aceste timpuri. Am să spun mai întâi câteva date introductive. Repet, nu este un studiu detaliat, complet, prin care să putem scoate toate sensurile din Cuvântul lui Dumnezeu, însă vreau să spun câteva date introductive la început. Apostolul Ioan precizează el însuși scopul cărții sale, cel de a vesti Evanghelia celor care nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Așa cum spune, de exemplu, în capitolul 20, versetul 31, lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Și observați, accentul este pe persoana Domnului Iisus. Evanghelia după Ioan este scrisă ca primii creștini și cei care veneau din afară să-și dea seama cine este acest învățător din Israel, acest Mesia de care vorbesc evrei, că el este de fapt Fiul lui Dumnezeu. Acesta este scopul principal al cărții, să arate că Iisus din Nazaret era Fiul lui Dumnezeu, că era Dumnezeu adevărat. Și vom vedea încă din început, din primul capitol, că Ioan arată cine este de fapt Domnul Iisus. Adesea ne limităm să avem imaginea aceasta a unui om răstignit pe o cruce, așa cum se poate vedea în jurul nostru, sunt diferite imagini în țara aceasta, în religia oficială, în mod deosebit. Dar, dincolo de acest lucru, Domnul Iisus este Dumnezeu adevărat, este Fiul lui Dumnezeu care a existat din veșnicie. Vorbind despre conținutul acestei evanghelii, cineva a afirmat că Evanghelia după Ioan ne oferă lapte duhovnicesc și suficientă hrană solidă din Cuvântul lui Dumnezeu pentru o viață întreagă de studiu și de meditație. Dacă am avea doar Evanghelia după Ioan, tot am putea petrece zeci de ani studiind Cuvântul lui Dumnezeu, însă, repet, noi o vom studia doar succint cu același dublu scop. Pe de o parte, de a duce vestea bună celor care nu s-au împăcat cu Dumnezeu, de cealaltă parte, de a oferi hrană spirituală celor care sunt prunci în credință, cum este cazul multor aici în București, cei care de curând v-ați întors la Dumnezeu, v-ați născut din nou. Acest cuvânt al lui Dumnezeu constituie laptele duhovnicesc de care vorbea Apostolul Petru. Ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Dacă ne-am întors la Dumnezeu, dragii mei, ca un copilaș care abia a venit în lumea aceasta, el nu poate mânca hrană tare, are nevoie de lapte firesc. La fel este și în situația unui om născut din nou. El este un prunc în credință, spune aici Petru, ca niște prunci născuți de curând. Ce îi revine unui prunc? Să-și dorească laptele acesta duhovnicesc. Sarcina noastră este să vestim Evanghelia, sarcina pruncilor născuți de curând din nou este să-și dorească acest lapte duhovnicesc. Și observați cum spune Petru, precizează, pune acest adjectiv, laptele duhovnicesc și curat, adică neamestecat. Cine ar da lapte unui copil amestecat cu, știu, alte substanțe din bucătărie? Cuvântul lui Dumnezeu trebuie prezentat curat, așa cum l-a lăsat Domnul în paginile Scripturii
și este ceea ce vom încerca să facem. Câteva cuvinte și despre autorul acestei Evanghelii. În primul rând este Duhul Sfânt, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Dincolo de aceasta, Duhul Sfânt l-a inspirat pe Ioan să scrie Evanghelia sa, ca o completare a celor trei Evanghelii deja existente. Evanghelia după Ioan vine cam la 30 de ani distanță de celelalte trei, numite și sinoptice, adică Evanghelii care dădeau o privire de ansamblu a vieții și lucrării Domnului Iisus. De aceea Ioan scrie pentru a completa Evangheliile lui Matei, Marcu și Luca, aducând lucruri noi. Într-un sens sunt repetate anumite elemente din aceste Evanghelii, dar pe de altă parte se pune accentul mai mult pe cuvintele Domnului Iisus, pe ceea ce El i-a învățat pe ucenici. Numele Ioan înseamnă Dumnezeu este milos sau Dumnezeu a avut milă, potrivit sensului evresc al cuvintelor din care este compus, iar Ioan însuși se autodenumește ucenicul pe care îl iubea Iisus. Sigur, Domnul Iisus i-a iubit pe toți ucenicii și a iubit toată lumea, dar Ioan avea un loc special. Se pare că era și cel mai tânăr și Domnul Iisus l-a favorizat, să spunem așa, într-un anumit sens. De aceea el se numește cel puțin de trei ori ucenicul acela pe care îl iubea Iisus. Și aș vrea să vedem câteva lucruri din viața apostolului și evanghelistului Ioan. Împreună cu Iacov, fratele său, erau fiii unui pescar de la Marea Galilei numit Zebedei. Tot auzim în Evangheliile sinoptice despre fiii lui Zebedei. Cine erau acești fii ai lui Zebedei? Iacov și Ioan. Unul dintre ei, așadar, este Ioan, cel care a scris Evanghelia pe care o studiem. A trecut printr-un proces de transformare de la fiul al tunetului, care spunea să poruncim să se coboare foc din cer ca să-i pedepsească pe samaritenii care nu te-au primit, la apostolul iubirii. Și așa a fost cunoscut până la capăt, drept apostolul iubirii. Prin urmare a fost o transformare în viața lui, o transformare radicală, de la o extremă la adevărul Evangheliei, la iubirea pe care Domnul Iisus i-a arătat-o la rândul său. El spune de mai multe ori că porunca dată de Domnul este să ne iubim unii pe alții. Alături de Petru, cei doi frați fiii lui Zebedei au făcut parte din grupul celor mai apropiați apostoli de Domnul, cei mai privilegiați. Știți că am văzut în Evanghelia după Luca, pe acești trei, Petru, Iacov și Ioan, Domnul Iisus se ia de mai multe ori în mai multe situații aproape de el, de exemplu la învierea fiicei lui Iair, nu a lăsat pe nimeni să intre înăuntru decât pe Petru, Iacov și Ioan, de asemenea pe muntele schimbării la față când s-a arătat în slava lui, tot aceștia trei erau, și în grădina Ghețimanii când agoniza în rugăciune, le-a cerut celor trei să fie alături de el. De asemenea, un lucru foarte important legat de viața lui Ioan este că el a avut onoarea să fie singurul ucenic, singurul apostol căruia Domnul Iisus i-a adresat câteva cuvinte de pe cruce. De fapt, era singurul ucenic care a fost în fața crucii în momentul în care Domnul își dădea viața. De aceea, cuvintele sale sunt vrednice de crezut și adevărate, pentru că el a fost un martor ocular. Și găsim în Evanghelia sa, în capitolul 19, scris: când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, observați aceeași denumire, ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. De asemenea, tot Ioan, vedeți, are un loc special în grupul celor 12, a fost singurul căruia Domnul i-a făgăduit că va rămâne în viață până va vedea venirea sa. Și unii au înțeles că Domnul va veni înainte să moară Ioan. Totuși, Ioan explică faptul că nu despre asta era vorba. El a văzut venirea Domnului în viziunea pe care i-a dat-o el în cartea Apocalipsa. Prin urmare, Ioan a fost martor al evenimentelor legate de venirea Domnului. A fost ca și cum le-ar fi trăit. Practic a fost transpus în mijlocul evenimentelor, atât aici pe pământ, cât și în ceruri. El descrie în cartea Apocalipsa, am făcut studiul de două ori, descrie ceea ce se întâmplă în ceruri și pe pământ în cei 7 ani legați de revenirea Domnului și, bineînțeles, de necazul cel mare. El a fost singurul care a rămas în viață și avem scris de asemenea despre acest lucru. Petru s-a întors și a văzut venind după ei
pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris, și știm că mărturia lui este adevărată. Iată acest moment în care Domnul îi spune că va rămâne în viață până va vedea venirea sa. Și este un lucru foarte interesant, dacă ne mutăm dincolo în Faptele Apostolilor, îl vedem pe Ioan care, deși era încă tânăr, gândiți-vă, era un tânăr, cineva a spus că de-abia era la vârsta maturității, când putea să se considere un om matur, probabil puțin trecut de vârsta de 20 de ani. De ce spunem asta? Fiindcă el a trăit până dincolo de anul 90, spre anul 98, alții situează mai târziu moartea sa. Ei bine, dacă Ioan a avut doar 20 și ceva de ani, dacă era în deceniul acesta între 20 și 30 de ani al vârstei sale, gândiți-vă ce rol important a avut în Faptele Apostolilor, pentru că în primele capitole pe cine vedem făcând minuni și vestind Evanghelia? Pe Petru și pe Ioan. Observați? Era un stâlp în biserica din Ierusalim, așadar nu trebuie să fii neapărat în vârstă ca să te folosească Dumnezeu. Important e să stai aproape de Domnul Iisus și să fii plin de Duhul Sfânt. Să cunoști cuvântul Său, iar Domnul te va folosi. Iată, pe Ioan l-a folosit încă de la început. După învierea sa, în primele capitole ale cărții Faptelor Apostolilor, îi găsim pe Petru și pe Ioan. Repet, Ioan probabil nu avea mai mult de 30 de ani, între 20 și 30 de ani, probabil era vârsta sa, fiindcă, repet, a trăit până spre anul 100, undeva în anul 98 au plasat unii moartea sa. Cum am spus, pe lângă Evanghelia sa, el a scris și cartea Apocalipsa și mai are și trei epistole în Noul Testament, dintre care prima este foarte bogată în conținut teologic, este, cum am numit-o noi acum, hrană tare. Am vorbit de lapte duhovnicesc și de hrană tare. Ei bine, în prima epistola lui Ioan este vorba de bucate tari, să spunem așa, pentru copii care au crescut mai mari și pot să înțeleagă. Și aici fac o paranteză și spun, fiindcă sunt persoane care abia s-au născut din nou, nu trebuie, dragii mei, să mergeți prea în profunzime în lucrurile pe care nu le înțelegeți, fiindcă cel rău poate lua anumite cuvinte să le dea o interpretare greșită, el este expert la a face așa, trebuie să mergeți în pașii care îi arată Scriptura, să doriți laptele duhovnicesc și pe urmă vine și hrana tare. În ce privește sfârșitul vieții lui Ioan, el a fost exilat pe insula Patmos, se poate vizita și astăzi, există această insulă, între Grecia și Turcia, mai aproape de Turcia decât de Grecia. Acolo a primit cartea Apocalipsa, pentru că, spun unii martori, nu avem date istorice foarte verificate, dar putem crede mărturia primilor creștini, spun că Ioan a fost dus pe Coloseumul din Roma ca să fie ucis și în momentul în care au încercat să-l ucidă în chinuri, înaintea tuturor, ca la un spectacol, într-un cazan mare cu ulei încins, coborându-l încetul cu încetul, nu s-a întâmplat nimic și practic martorii oculari spuneau că toți cei care au fost pe Coloseumul din Roma s-au întors la Dumnezeu. Romanii s-au speriat și au zis: nu putem face nimic cu omul acesta. L-au trimis în Patmos, acolo a primit cartea Apocalipsa, revelația din partea Domnului Iisus. După ce a stat pe această insulă, spre bătrânețe, se spune că s-a întors în Efes, acolo unde a fost mare parte a vieții sale și probabil acolo a și murit. Există un mormânt în orașul Selcuk, în Turcia de astăzi, în apropiere de fostul Efes, numit mormântul lui Ioan. Nu știm 100% dacă este vorba de mormântul real al apostolului Ioan, dar cert este că în zona aceea au fost ultimii ani ai vieții sale. Se spune că el a murit în vremea împăratului Traian, cel care a cucerit Dacia, așadar în jurul anului 100, probabil în anul 98. Data și locul scrierii, Evanghelia aceasta a fost scrisă foarte târziu, aproximativ în jurul anului 90, la circa 20 de ani după distrugerea Ierusalimului, după dărâmarea templului,
în Efes, acolo unde Ioan a petrecut ultima parte a vieții, cu excepția timpului pe care l-a petrecut pe insula Patmos. Și ne uităm puțin și la conținutul și alcătuirea Evangheliei, pentru că e foarte interesant de văzut faptul că Ioan nu doar relatează evenimentele, ci el face ca o țesătură fină. Știți când am vorbit despre cartea Apocalipsa că și acolo era vorba de o lucrătură fină. Cineva a spus că era ca un covor cu mii de culori și fiecare cuvânt își avea rostul său. Dragii mei, și în Evanghelia după Ioan este același lucru, este o țesătură fină făcută din cuvinte. De exemplu, prima parte a Evangheliei conține doar 7 minuni ale Domnului Iisus. Și vom găsi de mai multe ori repetându-se cifra 7. Vă amintiți când am studiat Apocalipsa că de mai multe ori găsim cifra 7 în diferite contexte. Ei bine, Ioan relatează 7 minuni. Prima este transformarea apei în vin la nunta din Cana, capitolul 2. Pe urmă, vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc în capitolul 4. Vindecarea unui paralizat la scăldătoarea Betesda în capitolul 5. A patra minune, mulțirea pâinilor pentru 5.000 de oameni, capitolul 6. Pe urmă, umblarea pe Marea Galilei pentru a-i salva pe ucenici, capitolul 6. Vindecarea orbului din naștere, capitolul 9. Și a șaptea minune, învierea lui Lazar, capitolul 11. Pe lângă aceste 7 minuni relatate, ar mai fi un al 8-lea miracol, pescuirea minunată pe Marea Galilei după învierea sa, pe care o găsim în capitolul 21. Și așa cum am spus, este de remarcat frecvența numărului 7 și așa numitelor serii septimale, serii de 7 lucruri. În Scriptură, această cifră fiind asociată cu ideea de perfecțiune. De exemplu, găsim 7 denumiri ale Domnului Iisus legate de cuvântul Eu sunt. Știți când Moise i-a cerut Domnului Dumnezeu să spună care este numele său, cum a spus Domnul Dumnezeu că se numește? Eu sunt. Du-te și spune-le celor la care te trimit că acela care se numește Eu sunt te-a trimis. Și Domnul Iisus nu la întâmplare folosește această expresie, iar Ioan ia 7 astfel de denumiri legate de cuvântul Eu sunt, care arată divinitatea Domnului Iisus. Și vom vorbi imediat în prima parte a capitolului 1 de acest lucru. Deci avem 7 astfel de expresii. Eu sunt pâinea vieții, prima. A doua, eu sunt lumina lumii. A treia, eu sunt ușa oilor. A patra, eu sunt bunul păstor. A cincea, eu sunt învierea și viața. A șasea, eu sunt calea, adevărul și viața. Și a șaptea, eu sunt vița. De 7 ori. Sunt 7 minuni și sunt 7 expresii, eu sunt. Altceva foarte interesant, de exemplu, în capitolul 6, nu o să intrăm în esență, în detalii, dar doar am vrut să menționez și aceste lucruri. Termenul tradus prin cuvântul pâine sau pâini în capitolul 6 apare de 21 de ori, adică de 7 ori 3 ori. Exact de atâtea ori îl găsim în capitolul 6, acolo unde Domnul se descrie ca pâine a vieții. Dragii mei, finețea aceasta a alcătuirii textului arată că este vorba de un cuvânt inspirat de la Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să fim atenți la fiecare cuvânt din această Evanghelie, la fiecare frază, la fiecare expresie, toate sunt puse la locul lor, alcătuiesc o imagine de ansamblu și imaginea este cea a Domnului Iisus, ca Fiul al lui Dumnezeu. Și așa cum spunea Ioan, voi să știți că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața, nu doar să știm că El este Fiul lui Dumnezeu, să obținem ceva din acest adevăr și anume viața veșnică. Fiindcă, dragii mei, viața veșnică se obține într-un singur mod. Știind că El e Fiul lui Dumnezeu, crezi în jertfa Domnului Iisus, te naști din nou și ai viața veșnică. De aceea am denumit această serie Cuvântul întrupat și viața veșnică. Așadar, avem aceste date introductive. Ar mai fi de remarcat încă un lucru, după care trecem direct la primul capitol. Faptul că Evanghelia are două părți, Evanghelia după Ioan, prima parte cuprinde viața și lucrarea Domnului Iisus până la capitolul 11, iar cea de-a doua parte, ultima săptămână. Foarte interesant, avem jumătate din Evanghelia după Ioan dedicată ultimei săptămâni, începând cu capitolul 12, când Domnul Iisus intră triumfal, ultima săptămână și perioada de după înviere. Așadar, este accentul pus pe lucrarea sa
de răscumpărare și mai ales pe ultimele cuvinte. Foarte frumos că ultimele capitole 13, 14, 15, 16 cuprind cuvintele Domnului Iisus în seara când a fost prins, când a fost arestat, înainte de a fi răstignit, cuvinte spuse ucenicilor, pe care celelalte evanghelii nu le rețin. Așadar, slavă lui Dumnezeu că ne-a dat această imagine, să înțelegem în întregime învățătura Domnului Iisus. Mai sunt multe alte lucruri, spune Ioan, care ar fi putut fi scrise, dar n-ar fi încăput în toate cărțile din lume. Și unii au spus că este o hiperbolă, o exagerare voită, dar eu chiar cred că n-ar încăpea în toate cărțile din lume, fiindcă Domnul Iisus a fost de la creație și continuă să existe până în veșnicie. El a fost înainte de creație. Prin urmare, tot ce a făcut Domnul Iisus nu poate fi cuprins în cărțile din lumea aceasta. Asta înseamnă crearea întregului univers și despre asta vorbim în capitolul 1, pentru că Ioan își începe Evanghelia cu o privire dincolo de timp, dincolo de istorie, dincolo de creație, la început. Știți, în Sfânta Scriptură mai avem o dată expresia la început, în Cartea Geneza, în primul capitol. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Iată, Evanghelia după Ioan merge tot cu aceeași expresie și spune la început, înainte să fie create cerurile și pământul, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Trebuie să ne transpunem în veșnicie, înainte de creație, când nu erau creați nici măcar îngerii, nici cei care au căzut, nici cei care au rămas credincioși, că nu era creat nimic material înainte de creația spirituală și înainte de cea materială, înainte de întreaga lucrare de creație, Domnul Iisus era, cuvântul exista, el nu a fost creat, el nu a fost făcut, el exista dinainte cu Dumnezeu. El este etern, la fel ca și Tatăl, la fel ca și Duhul Sfânt. Sunt lucruri foarte importante aici, nu o să intrăm în toată profunzimea lor, dar trebuie să le înțelegem. Domnul Iisus, dragii mei, cel care va fi împărat peste tot pământul și în întreg universul, el exista înainte de orice făptură creată, înainte de orice lucru creat de Dumnezeu. Ce vrea să spun aici acest termen tradus prin cuvântul? Este vorba de termenul grecesc logos. El are semnificații mult mai profunde și, repet, nu o să intrăm în toate semnificațiile, doar am să dau un enunț. El este cauza întregii vieți a lumii, atât a celei fizice, materiale, cât și a celei spirituale. Asta înseamnă logos, nu înțelegem totul, dar vom înțelege mai târziu. Cu siguranță sunt multe semnificații. Acest cuvânt logos mai înseamnă și rațiune sau capacitatea gândirii pe care o au doar ființele cerești și omul. Rațiunea în sine, ideea de rațiune exista în persoana Domnului Iisus. Iarăși, e greu de înțeles pentru noi. Le luăm prin credință. El este de la început, înainte de orice lucru creat. El este Dumnezeu din veșnicie. Nu are început și nu are sfârșit, la fel ca și Dumnezeu. Iarăși, sunt lucruri pe care nu ni le putem imagina. Nu putem să gândim cu mintea noastră ce înseamnă că Dumnezeu n-a avut început. Oamenii se tot chinuie să răspundă la întrebarea cine sau ce a fost la început. La început a fost cuvântul, la început a fost Dumnezeu. Așadar, în prima parte a versetului 1 avem această afirmație. La început era cuvântul. El nu a avut un început al său, ci a existat din veșnicie. Trebuie să înțelegem foarte bine acest lucru. Sigur, ca om a avut un început pentru că s-a întrupat. Și aici este miracolul acesta, minunea aceasta întrupării este atât de mare. Vă gândiți cine este cel care s-a făcut trup și a locuit printre noi? Cel care exista din veșnicie. Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul, Fiul lui Dumnezeu cel veșnic, care nu a avut început, El s-a făcut trup și a locuit în mijlocul nostru. Misterul acesta al Trinității rămâne în continuare de descoperit. Și îl vom cunoaște perfect, deplin, abia în veșnicie. De aceea nu trebuie să încercăm cu mintea noastră, cu rațiunea noastră, să înțelegem toate tainele Trinității. Că nu are început și că nu are, de asemenea, sfârșit. De aceea, Pavel le spunea primilor creștini să-și asume lucrul acesta, să înțeleagă foarte bine că nu vor pricepe în întregime
toate tainele lui Dumnezeu și, bineînțeles, toată persoana lui Dumnezeu. Pentru asta e veșnicia, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu în întregime. Și ne va trebui o veșnicie întreagă. Și spunea Apostolul Pavel, căci cunoaștem în parte sau parțial și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când va veni Domnul Iisus, va veni și ce este desăvârșit. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Când îl vom vedea pe Domnul față în față, spune aici Scriptura, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin. Îl vom cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu și pe Tatăl prin Duhul Sfânt veșnic. De asemenea, este de remarcat și afirmația foarte importantă din a doua parte a versetului 1, și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Este foarte clară afirmația. El era Dumnezeu, având toate atributele lui Dumnezeu. Era, exista, n-a avut început. El este Dumnezeu din veșnicie. Și reiese foarte clar, nu mai are rost să insistăm, că Domnul Iisus este persoană divină, existând din veșnicie. În multe alte texte din Noul Testament găsim acest lucru. Nu facem acum o evaluare, o prezentare a doctrinei Trinității în întregime, doar am să mai citesc un text din Epistola către Coloseni. Spune Apostolul Pavel, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Înțelegem asta? El este mai înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin El. Și încă o dată, opriți-vă puțin și gândiți-vă. Cine este Cel care a venit la noi ca om? Cine este Cel care a stat 6 ore pe o cruce? Cel care ține întreg universul, care a existat de la început, care a participat în întreaga lucrare a creației și nu doar că a creat întreg universul, nu doar lumea pe care o vedem noi, ci tot universul pe care oamenii de știință se chinuie să-l descopere și poate că n-au descoperit nici măcar 1% din el. El, Cel care a fost de la început, a creat universul, îl și ține prin puterea sa. Toate lucrurile se țin prin El. Cât de mare este Domnul nostru Iisus? Iată, spune aici Apostolul Ioan în Evanghelia după Ioan. El îl prezintă pe Fiul lui Dumnezeu și o face din primele cuvinte ale Evangheliei sale. Și continuă să îl arate ca și Creator în versetul 3. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Așadar, cine a creat lumea? Foarte simplu. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceasta este explicația, acesta este răspunsul cel mai clar. Și am să dau 3 versete. Dumnezeu Tatăl, în Geneza 1:1, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. În al doilea rând, în al doilea verset din Scriptură apare Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu plutea peste fața apelor. Iată, Dumnezeu Tatăl, Duhul Sfânt. Iar în Coloseni se spune, toate lucrurile au fost create prin El, adică prin Hristos și pentru El. Iarăși, gândiți-vă puțin, au fost create prin El și pentru El. El este împăratul care veșnic va domni și va avea și oamenii în împărăția sa, oamenii din aceștia care s-au răzvrătit și au trăit în păcat. Aici e marea minune că El a venit la noi ca să putem să fim împreună cu El în veșnicie. Dacă n-ar fi fost întruparea Domnului Iisus, dacă n-ar fi fost moartea Lui ca om pe cruce, vărsarea sângelui Său, nu mai puteam vorbi de o Evanghelie și nici de cum de împărăția Lui Dumnezeu pentru noi. Sigur, Domnul ar fi împărățit veșnic, dar fără oameni. Sunt îngeri în ceruri și alte făpturi pe care noi nu le înțelegem, serafim, heruvim, le vom vedea în veșnicie. Dacă nu le înțelegem, ce să facem? Să credem. Ceea ce nu înțelegem, acceptăm prin credință. Un copil mic nu înțelege cum funcționează toate lucrurile în bucătărie și în casă, dar el înțelege ceea ce îi spune tatăl său. La fel trebuie să fim și noi, ca niște copii ascultători, să credem tot ceea ce ne spune tatăl ca fiind adevărat. Și spune în Epistola către Evrei cuvântul, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Poți să explici rațional? Nu! Cum să fie lucrurile materiale făcute din lucruri care erau imateriale? Nu poți să înțelegi, nu poți să explici. Oamenii de știință spun tot felul de teorie, a fost un punct de maximă intensitate al materiei și de acolo a explodat. Bun, și înainte de punct? A fost un alt univers care s-a comprimat și înainte să fie asta. Vedeți, merg
așa pe scara asta și până la urmă nu au unde să se ducă, fiindcă la început era cuvântul, era Dumnezeu. Aceasta este explicația. Înțelegem cu mintea noastră foarte puțin. Luăm lucrurile prin credință. Prin credință știm că tot ceea ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Credem că așa a fost și vom înțelege în veșnicie. Încă o dată, Fiul lui Dumnezeu nu doar a participat în actul creației, ci El este Cel care susține creația. Și ar trebui să ne gândim la asta. Nu putem înțelege în întregime sensul acestor cuvinte, dar iată ce spune tot în Epistola către Evrei. El, adică Domnul Iisus, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Cine este Domnul nostru Iisus? Cel care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile preanalte. Cel care a murit pe cruce este același cu Cel care ține toate lucrurile din univers prin cuvântul puterii sale. De asemenea, un alt loc, tot din Coloseni, pe care l-am mai citit, o să-l dăm mai în ansamblu. Prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domni, fie dregătorii, fie domni, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Tot ce este în ceruri, toate ierarhiile îngerești, tot ceea ce noi de-abia putem vedea puțin în Scriptură, tot ce există dincolo de lumea aceasta și ceea ce vedem cu ochii noștri, toate au fost făcute prin El. Pământul este proprietatea sa. Acum este un uzurpator, se numește diavolul și satana, dar el este proprietarul, el a creat totul, nu doar pământul, ci întreg universul. El vine să-și ia ceea lui înapoi. La revenirea sa, dragii mei, el vine să-și ia pământul să domnească pentru că este al său, pentru că el l-a creat și el trebuie să-l stăpânească. Bineînțeles, în ceea ce ne privește pe noi, numai cei care se întorc la Domnul vor intra în împărăția sa. Despre asta este și Evanghelia. Cum poți să intri în această împărăție? Dat fiind că El este veșnic și că împărăția Lui va fi veșnică, undeva la mijloc suntem noi și viața noastră. Și epoca aceasta a bisericii creștine, care e pe punctul de a se încheia. Nu mai durează mult și vine Domnul. Se va termina cu toată această nebunie a nedreptății pe acest pământ. Domnul va veni, iar noi suntem aici în acest interval scurt de timp și ne decidem veșnicia. De aceea vestim Evanghelia ca oamenii să poată intra în veșnicia aceasta fericită. Noi ne decidem în aceste momente locul nostru veșnic cu Dumnezeu. Și e bine să privim aici, la începutul Evangheliei după Ioan, această imagine a veșniciei, să vedem cât de mici suntem și cât de mare este Domnul nostru. La versetul 4 continuă cuvântul: în El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Deja vorbește aici Ioan despre lucrarea sa pe acest pământ. Domnul Iisus era viața, în El era viața, El însuși a spus, găsim în capitolul 14, Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Cine este El? El este viața. Nu doar că El are viață de dat altora, El este viața, existența în sine. E greu puțin de priceput cu mintea noastră, dar El este viața. Normal că El poate să dea viața veșnică. Numai El poate da viața veșnică, pentru că El este viața. Și se spune de asemenea că viața aceasta era întrupată în persoana Domnului Iisus, dând lumină oamenilor prin faptele și prin cuvintele sale. Dragii mei, toți acești ani pe care avem în lucrarea publică a Domnului Iisus reflectă lumina dată oamenilor în mijlocul lumii acesteia, în întunericul acesta atât de dens al lumii, a venit lumina lui Dumnezeu, întrupată în persoana Fiului Său. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Fiecare cuvânt al Său aducea lumină. Viața Lui, comportamentul Său, faptele Sale, toți cei 3 ani și jumătate, fiecare lucru din viața Lui era menit să aducă lumină oamenilor. Și avem și noi scris puțin în Evanghelie. De aceea Domnul spunea: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Este întuneric spiritual în lumea asta și întunericul crește tot mai dens. Sub diferite pretexte, lumea se cufundă tot mai mult în întuneric. Care e singura lumină adevărată în vremurile acestea atât de obscure, atât de întunecate?
Iată, Domnul Iisus spune, eu sunt lumina lumii. În El era viața și viața era lumina oamenilor. De aceea, când vestim Evanghelia, facem tocmai acest lucru. Încercăm să-i scoatem pe oameni din întunericul acesta spiritual în care se află, să-i scoatem la lumină. Evanghelia aduce lumină în viața ta, să vezi cum ești, să-ți vezi păcatul, să vezi cine e Domnul, singurul care te poate salva, să alergi la El, să primești mântuire și să îl urmezi până la sfârșitul vieții. Asta înseamnă Evanghelia, asta e lumina lui Dumnezeu care dă viață până astăzi. De aceea spunea și Apostolul Pavel, Domnul Iisus îi spunea Apostolului Pavel, te trimit ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Practic, omenirea, dragii mei, în aceste momente se împarte doar în două categorii. Sigur, în lume sunt multe religii și foarte multe se pretind creștine. Scriptura vorbește doar de două categorii. Oameni aflați în întuneric și oameni care au căpătat lumină. Să ieși din întuneric, să ajungi la lumină. Cei care sunt în întuneric nu știu nimic de veșnicie, de sufletul lor, de mântuire. Însă o să iasă la lumina lui Dumnezeu și să iasă de sub puterea satanei. Când ești în întuneric, să știi, nu ești liber, ești dominat, este o putere. Puterea celui rău să ieși la Dumnezeu. Cum poți să ieși? Imediat vom vedea prin mare minune a nașterii din nou. Parcă niciodată nu a fost întunericul atât de dens ca în vremurile acestea din urmă. Și pe măsură ce ne vom apropia de revenirea Domnului, dragii mei, întunericul va crește. Oamenii vor numi binele rău și răul bine. Să nu ne mirăm că pică toate standardele morale, că nu mai e nimic moral în lumea asta, nu mai e vorba de nicio valoare, practic, nici măcar după morala oamenilor. De ce? Întunericul va crește în densitate până la apariția luceafărului de dimineață, a Domnului Iisus, care ne va lua din lumea aceasta. Întunericul crește, iar oamenii caută să facă tot felul de proteste, tot felul de manifestații. Noi nu putem împiedica întunericul să crească, dar putem aduce lumină în acest întuneric. Cum? Prin cuvântul lui Dumnezeu și prin viețile noastre, dacă ne-am întors la Domnul. Și noi suntem chemați să fim lumina lumii. Spune mai departe cuvântul, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Toată viața Domnului Iisus a fost o luptă între întuneric și lumină. Forțele întunericului erau reprezentate, culmea, chiar de oamenii religioși, de liderii religioși ai vremii. Cei care spuneau că îi slujesc lui Dumnezeu, de fapt, erau de partea celui rău și spune aici că a fost o luptă între întuneric și lumină. Dar întunericul n-a reușit să biruiască lumină. Au vrut să-l facă să tacă, au spus că lucrează cu satan, au spus că e un răzvrătit, au spus toate lucrurile posibile, le-au interzis oamenilor, i-au dat afară din sinagogi, i-au dat afară de peste tot. Cu toate acestea, lumina a strălucit, întunericul n-a putut să o biruiască. Și dragii mei, ceea ce trăim noi acum este același lucru. Este o luptă între întuneric și lumină. Iar aici se spune, întunericul n-a biruit-o. Lumina Domnului Iisus nu poate fi biruită. Când noi trăim în lumina aceasta, o avem în noi, atunci cu siguranță vom fi biruitori. Și citim de la versetul 6, a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan, e vorba de Ioan Botezătorul. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. E clar, versetul 6 se referă la Ioan Botezătorul, nu la Ioan Evanghelistul, autorul acestei evanghelii, iar profetul acesta, ultimul profet al epocii Vechiului Testament, Ioan Botezătorul a fost trimis de Dumnezeu cu această misiune, să arate către lumina care urma să vină, către Domnul Iisus, și să-i pregătească pe oameni pentru venirea lui Mesia. Iar mărturia lui o vom vedea data viitoare, este foarte clară, poate fi cuprinsă simplu într-un singur verset, versetul 29. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aceasta a fost mărturia principală a lui Ioan. Sigur, a spus că e Fiul lui Dumnezeu, dar în același timp, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată cât de clar îl arăta Ioan Botezătorul. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a purtat în trupul său păcatul întregii lumi.
Și tot Ioan spune în prima lui epistolă, capitolul 2, versetul 2, el este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, ale celor credincioși. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii, să n-aibă nimeni niciun dubiu. El a plătit prețul păcatelor întregii lumi. Este iertare pentru toți oamenii. Toate păcatele au fost plătite în trupul său. Beneficiază de această iertare cei care cred în jertfa sa. Și de la versetul 10 se spune despre lucrul acesta. Dacă lumea a fost creată prin el, ce trist că o mare parte, cei care erau ai săi, de fapt, nu l-au primit. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Gândiți-vă, el era în lumea pe care el o crease. Asta spune Ioan aici. El era în lume, lumea fusese creată prin el și lumea nu l-a primit. Bun, pe de o parte înțelegem, romanii, cât puteau ei să înțeleagă? Grecii la fel. Deși au fost unii greci, tot în Evanghelia aceasta vedem că vin niște greci la templu și spun: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Dar, spune mai departe, a venit la ai săi, iar ai săi erau poporul evreu, care avea scripturile, care avea făgăduințele, care l-aștepta pe Mesia. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ce trist, dragii mei. Să vii la ai tăi, la cei care trebuiau, observați, prin toată revelația aceasta, timp de 2000 de ani de la Avram, ei aveau făgăduințe că va veni Mesia, că va veni Eliberatorul, că va veni Cel care va lua păcatele. Aveau detalii despre venirea sa și cu toate acestea n-au știut nimic. Când a venit Domnul, ei nici măcar nu l-au cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. L-au respins ca națiune, l-au respins pe Domnul, cu câteva excepții. Și aici se încadrează și apostolii. Așa cum am citit, lumea nu l-a cunoscut, însă nici ai săi, versetul 11 spune foarte clar, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Întrebarea este dacă au existat totuși oameni care l-au primit. Și Ioan echilibrează aici textul și cu asta o să încheiem partea de astăzi și spune, dar, ai săi nu l-au primit, lumea nu l-a cunoscut, dar tuturor celor ce l-au primit, au fost unii care au primit mărturia lui, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Iată, a fost o respingere aproape integrală în totalitatea Domnului Iisus, dar au fost unii, și cuvântul e chiar acesta, dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și atenție aici, am mai vorbit despre acest lucru. Ce înseamnă a primi sau a-L primi pe Domnul Iisus? Unii au spus că este, cum spune englezii, accept Jesus. Să-L accepti. Te accept. Ca și cum este la poartă și tot bate, fața lui e numai rând, pieptul numai sânge, hai de milă, intră și tu în inima mea. Dragii mei, nu la asta se referă aici cuvântul. Nici pe departe. A primi pe Domnul Iisus înseamnă să primești mărturia Lui sau cuvântul Lui ca să poți primi mântuirea. Ce a spus El? Ce trebuie primit când îl primești pe Domnul Iisus? Iată, cuvintele sale. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția Lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și am spus de atâtea ori, oamenii zic, și eu cred în Iisus, prin urmare și eu am viața veșnică, dar și dracii cred și se înfioară. Trebuie să fie ceva înainte de credință. Și observați ordinea. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Să te vezi pierdut, să-ți vezi păcatul, să-ți pară rău de el. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Dacă nu vezi cât de departe ai trăit de Dumnezeu, dacă nu vezi starea ta de păcat, nu ai cum să crezi. Abia după ce te-ai pocăit și ți-ai mărturisit păcatele, starea ta înaintea lui Dumnezeu de vinovăție, abia pe urmă crezi în iertarea Domnului Iisus. Crezi că păcatul tău a fost purtat de Domnul, întreaga povară a păcatelor tale a fost pe cruce, că tu ești eliberat prin această ispășire, că tu ești socotit nevinovat, neprihănit prin jertfa sa. În felul ăsta primești mântuirea. Doar așa, dar sunt ambele lucruri. Pocăiți-vă și credeți. Oamenii au rezumat totul și au zis, primește pe Iisus. Și întreabă, cine vrea să primească pe Iisus? Și eu, accept Jesus, îl accept. Și care e rezultatul? O mulțime de oameni, milioane de oameni care n-au avut nicio naștere din nou, dar sunt membri în biserici.
Pocăința, dragii mei, și credința înseamnă a-L primi pe Domnul Iisus, a primi mărturia sa, a primi cuvintele sale. Să fie un moment al pocăinței și un moment al credinței și lucrurile acestea să continue în viața ta. Nu-s doar la început, sunt toată viața. Noi trebuie să ne pocăim de fiecare dată când Dumnezeu ne arată păcat în viața noastră și trebuie să credem în iertarea Lui în mod continuu. Asta înseamnă să te naști din nou. Și aici spune foarte clar Ioan, dar tuturor celor ce L-a primit, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Se transformă. Dragii mei, nu există relație mai apropiată în lumea aceasta decât cea de tată și fiu. Și observați aici, ne arată foarte clar. Când noi ne pocăim, când credem în jertfa Domnului Iisus, nu doar că ni se iartă păcatul, dar Dumnezeu ne face copii ai Săi de drept. Le-a dat dreptul să fie copii ai Săi. Și mai departe, Apostolul Pavel spune, dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Gândiți-vă, în lumea aceasta sunt doar două relații foarte apropiate în ceea ce privește familia și pe ambele le folosește Domnul în legătură cu relația noastră cu El. În primul rând, cea de tată-fiu, și aici spune celor ce L-au primit, adică celor ce S-au pocăit și cred în jertfa Domnului, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Aceasta e prima relație. Și cea de-a doua este cea dintre soț și soție. Și Domnul Iisus, vom vedea, tot aici, vorbește Ioan Botezătorul, cine are mireasă este mire. Și prietenul mirelui se bucură că participă la nuntă, dar bucuria cea mai mare este să fii mireasă. Cea mai apropiată legătură este aceasta, prima, cea de tată-fiu și cea de-a doua, de soț-soție. În aceste două legături este arătată relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne apropie de El în apropierea cea mai mare. Să fim copii ai Săi, să fim parte din mireasa Domnului Iisus. Aceasta este legătura cea mai profundă, bazată pe dragoste. Așadar, versetul 13 face această comparație între nașterea firească, fizică, și nașterea din nou. Și spune foarte clar, nașterea firească, nașterea naturală, este fizică, din sânge și dorită de către părinți, din voia vreunui om. Nașterea din nou nu se produce prin eforturi proprii, tu nu te chinui să te pocăiești și să crezi lucrul ăsta, trebuie să fie natural, trebuie să fie normal. Anormalul este să respingi Evanghelia și spune de asemenea că nu se poate explica, nu din voia firilor, nu din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Vom discuta despre asta în capitolul 3, doar am să citesc faptul că nu putem explica nașterea din nou. Putem să înțelegem ce înseamnă să fii transformat în întregime, dar Domnul îi spunea lui Nicodim, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Și n-am să mai detaliez despre nașterea din nou, fiindcă vom vorbi în capitolul 3, am vorbit de mai multe ori. Vreau să mă opresc aici, să trec direct la partea aplicativă. Ești un copil al lui Dumnezeu? Ai primit lucrarea aceasta a Domnului Iisus? Despre asta e vorba în Evanghelie. A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. A venit în lumea pe care a creat-o și lumea nu L-a cunoscut. Dar tu L-ai cunoscut? Tu-L cunoști? Cine este Domnul Iisus pentru tine? L-ai primit, ai primit mântuirea sa, ai o relație cu El? Cum știi că ai primit mântuirea sa? Ai o naștere din nou ca să fii de drept copil al lui Dumnezeu, să intri în împărăția sa? Despre asta e vorba, dragii mei, în Evanghelie. Tot lui Nicodim îi spunea Domnul, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Că te-ai născut fizic, da, slavă lui Dumnezeu, și nașterea fizică a fost prin voia lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși ne-a întocmit în chip tainic în pântecele mamei noastre, spunea și David despre El, așa se întâmplă cu fiecare om când ajunge pe fața pământului. Ne-a dat suflet, ne-a făcut făpturi veșnice, însă trebuie să fie o naștere din nou. Ai avut o astfel de naștere? Ai avut un moment sincer al pocăinței și al credinței? Și observați, am mai spus-o de mai multe ori, lucrul acesta nu este doar în mod intelectual, prin voia firii tale, să spui, da, îl primești eu pe Domnul. Nu, să fie o lucrare de profunzime în inima ta, să-ți vezi păcatul, să-ți vezi starea, să-ți mărturisești starea înaintea lui Dumnezeu,
să stai înaintea Lui, să lași lucrarea Lui să se facă în tine. Pentru că nu se poate explica nașterea din nou, dar se vede. Nu ai cum să detaliezi ce face Dumnezeu într-un om ca să-l schimbe. Dar se vede când un om este născut din nou. Categoric se va vedea. Și faptul că te-ai născut într-o familie creștină sau că ai un comportament moral și mergi la o adunare nu este echivalent cu nașterea din nou. Tu trebuie să te naști din nou. Îi spunea lui Nicodim, care era un om moral, un om religios, un învățător al lui Israel. Și îi spune, și tu trebuie să te naști din nou. Păi eu învăț pe cei din Israel. Da, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi nimic. Nu pricepi aceste lucruri de bază. Nu le înțelegi. Ai nevoie să te naști din nou. Nicodime, tu nu te gândi că vei intra cu religia ta. Tu, cu toată religia ta, te duci la pierzare. Dacă nu se naște un om din nou, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Nici vorbă să intre în ea. Dragii mei, gândiți-vă bine la asta. Religia nu înseamnă, nu este semnul echivalenței între religie și naștere din nou. Între participarea la o biserică sau alta și nașterea din nou. Lucrul acesta trebuie parafat, trebuie să fie în viața ta. Trebuie să se vadă o naștere din nou. Și n-am să încetez să pun accentul pentru că, iată, încă din primul capitol Ioan vorbește despre nașterea din nou. Îl prezintă pe Domnul ca Fiul lui Dumnezeu, ca fiind de la început Cel care a creat toate lucrurile, prin care au fost făcute toate și prin care se susțin, iar pe urmă spune, tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. L-ai primit? Ești un copil al lui Dumnezeu? Dacă nu, fă-o astăzi. Și se va vedea în viața ta. Se vor vedea efectele. Nu poți să explici vântul, dar vezi că se mișcă frunzele. Nu poți să explici nașterea din nou, dar îl vezi pe om schimbat. Total transformat. Chiar dacă a fost copil de creștin, chiar dacă a stat în adunare, nașterea din nou înseamnă o pasiune nouă pentru Dumnezeu. Înainte făceai lucrurile din obligație, dintr-o dată îți dorești rugăciunea, îți dorești să stai cu Domnul, îți dorești lucrurile lui Dumnezeu, pentru că tu vrei să fii cu Tatăl tău. Ești născut din nou. Dacă nu, este vorba de un ritual, vii la biserică, dar mulți oameni merg la biserică. 90% din țara asta. Și totuși, majoritatea, marea, covârșitoarea majoritate, este alcătuită din oameni care nu sunt născuți din nou. La fel e în țara noastră, la fel e peste tot și mai ales în America, unde, spunea Leonard Ravenhill, noi spunem că mai mult de jumătate sunt născuți din nou și țara noastră e cea mai depravată de pe fața pământului. Nu că spui doar că ești creștin. Este la baza vieții tale o naștere din nou. S-a mișcat ceva, s-a schimbat radical viața ta. Spunea lui Nicodim, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. După fapte se va vedea. Și se va vedea, dragii mei. Nu lăsați lucrul acesta doar ca o temă de viitor. El nu trebuie să fie o temă de viitor. Împărăția lui Dumnezeu cu adevărat s-a apropiat. Pocăiți-vă și credeți, ca să fiți născuți din nou. Apoi abia vine botezul și celelalte lucruri. Dacă nu este asta, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Adică, practic, nu o să ai parte de răpire. Cine va fi răpit? Simplu, cei care sunt copii ai lui Dumnezeu vor fi duși în casa Tatălui. Dar nașterea aceasta din nou trebuie să se vadă. Cât de clară este, spune tot Pavel, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ce s-a făcut nou în viața ta? Scriptura spune că toate lucrurile sunt noi. Toate. Ai dorință după rugăciune? Ai dorință să-L lauzi pe Tatăl tău, pe Fiul? Ai dorință să spui celorlalți? Nu ca obligație, că nu poți să taci. Mi-aduc aminte că m-am întors la Dumnezeu, venisem și eu din Ortodoxie. Păi ce putea să mă țină cineva? Nici preoții, nici pe nimeni, trebuia să le spun la toți. Cu consecințele de rigoare. Cât pe ce să mă dea părinții afară din casă. Dar trebuia să spun, nu puteam să tac. Cum spuneau Petru și Ioan, căci noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut, despre ce am trăit. Nu poți să taci. Vei spune tuturor, vei trăi, se va vedea asta, vor vedea cei din casă. Viața ta se va schimba. Dacă este cineva în Hristos, cu adevărat, este o făptură nouă. Și cele vechi, câte s-au dus? Toate. Toate lucrurile sunt făcute noi. De aceea, gândiți-vă bine la această parte a Evangheliei după Ioan. Am prezentat-o succint. Cine este Fiul lui Dumnezeu? Cât de mare este El? Cât de mare este persoana Lui? Cât putem noi înțelege? Iată, vedem doar niște sclipiri ale Scripturii și ne este de ajuns să ne gândim la măreția persoanei Domnului nostru.
El este cu adevărat cuvântul întrupat, El este Cel care poate da viața veșnică. Dacă știm cine este El, trebuie să facem și pasul următor, să ne întoarcem la Dumnezeu, să fie o naștere din nou. Iar dacă este o naștere din nou, atunci trebuie să îi slujim Domnului. Nu e nimic prea greu, nu e nimic prea mult, dat fiind că ne îndreptăm către veșnicie alături de cuvântul întrupat, Cel care veșnic va domni. Indiferent de percepția pe care o avem noi față de El, spune Scriptura, Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Faptul că tu îl cunoști, că primești mântuirea sa sau nu, nu îl va schimba pe el, dar îți va schimba soarta ta. Dacă primești mântuirea lui, vei avea un viitor fericit. Lucrurile mai frumoase stau înainte pentru toți cei care au fost născuți din nou. Primește astăzi mântuirea, iar dacă ai primit-o, slujește-i lui cu toată râvna, pentru că foarte curând vom sta în fața acestui mare stăpân și domn pe care îl vom cunoaște abia atunci cu adevărat. Până atunci avem viața pe pământ, să ne apropiem de el, să fim în această relație de tată, fiu și de mireasă care este îndrăgostită și așteaptă revenirea sa. Domnul să ne ajute să înțelegem aceste cuvinte. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom merge mai departe în Evanghelia după Ioan data viitoare și sperăm să putem să continuăm să vedem cine este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, iar lucrul acesta să ne transforme tot mai mult în același chip cu al Său. Domnul să fie slăvit pentru toată lucrarea Sa. Amin.